Bună, Marc. Bună, Elen. Nu credeam că am să te găsesc chiar pe tine aici. Nici eu pe tine. Nu par genul de persoană care să stea prin păduri. Păi, am construit când eram mai mic o cabană aici, dacă o vezi pe cea de acolo. Oh, da, o văd. Colegul, prietenul meu, nu știa cui este și s-a dus să vadă. Păi, este a mea. Adică, da. Este el, ce s-a întâmplat? Ajutor, ajutor! Ajutor! Acel monstru! Am să te bântuim! Vreau să te bântuim! Oh, nu, băieți! Ce s-a întâmplat? Am auzit țipete. Oh, nu, oh, nu! Fugiți! Fugiți repede! Ascundeți-vă! În final, cei trei adolescenți au devenit prieteni din ce în ce mai mult și au rămas uniți. Au petrecut noaptea în pădure împreună și au reușit să scape de monstru. Marc a rămas cu cei trei, a părăsit cabana pentru că a vrut să vadă și el cum e să trăiască. Rămas prieteni buni de atunci.